Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru că participați la conferința de presă organizată de Partidul Național Liberal. Mă aflu astăzi alături de două colege care au calitatea de inspector școlar general adjunct. Este vorba de doamna Ida Vlad, pe care ați mai întâlnit-o cu siguranță, și pe doamna Lavinia Misăilă, pentru că subiectul este unul foarte specific, respectiv pachetul legilor educației, care tocmai ce a fost pus în dezbatere publică și tocmai în spiritul acestei dezbateri publice care tocmai a început, legată de acest subiect atât de important pentru România. Ne dorim să facem și noi, la o scară mai mică, bineînțeles, în județul Bacău, un astfel de proces, respectiv cel în care comunicăm publicului interesat care sunt principalele modificări și principalele noutăți pe care acest pachet de legi încearcă să le pună în aplicare, și bineînțeles că în urma feedback-ului pe care îl primim de la talpă, cum s-ar spune, să comunicăm mai departe, pe cale administrativă, pe cale politică, decidenților, ce anume am constatat în teritoriu. Înainte de a da cuvântul celor două doamne, aș dori să spun că acest pachet de legislație, respectiv legile educației, sunt rezultatul unei foarte ample consultări naționale. Numai puțin de 10.000 de specialiști au lucrat în ultimii ani pentru a face până la urmă educația mai eficientă, mai flexibilă, mai inclusivă și mai accesibilă. Există două pachete de legi. Un pachet se referă la învățământul universitar și celălalt pachet la învățământul preuniversitar. În cazul universităților, doar cu titlu de informații generale, și mai ales pentru că avem două universități în județul Bacău, aș menționa faptul că acestea nu doar că își vor păstra autonomia, dar că o vor consolida. Aș mai spune că urmează investiții masive în digitalizare și, de asemenea, aș mai adăuga faptul că cercetarea va fi pusă acolo unde îi e locul, adică la un loc de cinste, în educația din România. O să-i dau așadar pe acest subiect, bineînțeles, cuvântul doamnei Lavinia Misăilă. Doamna Misăilă, vă rog frumos. Bună ziua! Aș dori să scot în evidență câteva elemente de noutate pe care le aduce acest pachet legislativ. Prin noile legi, școala va modela dezvoltarea individuală în funcție de capacitățile și aptitudinile fiecărui elev. Urmărirea traseului și a progresului fiecărui elev va fi mult mai ușor prin apariția acelui portofoliu personal educațional care va începe cu grupa mijlocie din grădiniță. Elevii vor beneficia de o educație personalizată pe capacități și aptitudini pentru atingerea unui potențial maxim, deoarece fiecare elev contează și fiecare elev este important. În ce constă acest portofoliu educațional? Portofoliul educațional va cuprinde un catalog electronic, va cuprinde evaluări de profil și recomandări de recuperare, diplomele, certificatele și alte înscrișuri obținute în urma evaluărilor competențelor dobândite sau a participării elevului la activități de învățare în diferite contexte, formale, informale sau non-formale.
Acest portofoliu va fi un element central al evaluării și la sfârșitul clasei a 8-a, profesorul diriginte împreună cu consilierul școlar va emite o recomandare. Această recomandare are caracter orientativ și va face parte din portofoliul personal educațional al elevului. În realizarea acestei recomandări vor fi consultați profesorii de la clasă și se va face pe baza unui proces bine stabilit anterior. În ceea ce privește elementele de noutate ale examenelor naționale, pentru evaluare națională apare oportunitatea colegiilor naționale de a organiza examene de admitere pentru 90% din locurile aprobate prin planul de școlarizare, urmând ca 10% din locurile rămase, elevii să fie admiși în urma repartizării computerizate pe baza examenului de evaluare națională. Colegiile naționale își vor putea organiza acest examen după o metodologie și proprie aprobată de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ și publicată pe site-ul Unității de Învățământ la începutul anului școlar. În ceea ce privește examenul de bacalaureat, examenul de bacalaureat va suferi o modificare, să spunem, mult mai consistentă. Noile probe ale examenului de bacalaureat vor fi: proba A este o probă unică pentru toți absolvenții de la toate profilurile și de la toate specializările. Este o probă scrisă care vizează evaluarea competențelor generale dobândite prin studiul materiilor din trunchiul comun, și anume limba și literatura română, matematică, științe, istorie, geografie și științe sociale. Proba B va fi o probă care vizează evaluarea competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională. Rezultatele vor fi cele din cadrul comun european de evaluare. Proba C va fi o probă de evaluare a competențelor digitale. Proba D este probă scrisă la limba și literatura modernă. Și proba E, care va fi o probă neeliminatorie, este o probă scrisă care se dă la disciplinele conform specializării și profilului absolvit de fiecare candidat în parte. Astfel, elevii care urmează profilul real, specializarea matematică-informatică, vor susține această probă la matematică și informatică. Cei de la profilul real, care urmează specializarea științele naturii, vor susține această probă la științe, fizică, chimie, biologie. Elevii de la profilul umanist, specializarea științe sociale, vor susține această probă la istorie și științe socio-umane. Cei care urmează profilul umanist, filologie, vor susține această probă scrisă la limba și literatura română și una din limbile de circulație internațională studiate în liceu. Rezultatele vor fi puțin diferite, adică în ceea ce privește promovabilitatea examenului de bacalaureat, vor fi declarați admiși toți elevii care au obținut la proba scrisă A minim nota 6 și la proba scrisă D, adică proba de limba și literatura modernă, punctajul minim de nota 6, și elevii care au obținut la proba de competențe digitale și proba de competențe lingvistice, nivelul independent. Proba E nu condiționează promovarea examenului de bacalaureat. Deci este vorba de probele scrise la examenele din disciplinele specifice specializării și a profilului. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Misăilă. În continuare, o rog și pe doamna Vlad să ne mai aducă alte elemente, tot pe scurt, de noutate legate de noul pachet de legi. Da, mulțumesc, bună ziua tuturor. Aș fi vrut doar să completez referitor la susținerea bacalaureatului despre care vorbea colega mea. Elevii care intră în clasa a 9-a în anul școlar 2023-2024 vor susține bacalaureatul de acest tip. Până
pentru promoțiile care sunt în curs, care au intrat, de exemplu, anul acesta în clasa 9-a, vorbesc de anul 2022-2023, merg pe vechea lege a Educației Naționale. Deci se aplică gradual acest lucru. Altfel se va întâmpla în ceea ce privește cadrele didactice. Rolul cadrului didactic va fi adaptat prin introducerea sau prin promovarea acestui proiect de lege pentru satisfacerea cerințelor actuale ale elevilor. Profesorul va fi nu doar un om în fața elevilor care să vorbească despre anumite lucruri, ci un autor al procesului de predare-învățare, un facilitator al învățării, un mentor al elevilor, un conector între toți beneficiarii procesului educației, direcți sau indirecți, un inovator în educație. Prin consolidarea statutului social și economic al cadrelor didactice, se va adapta profilul cadrului didactic la profilul specific a nivelului de predare. Salarizarea, care este un element important, este pentru prima dată prevăzută în acest proiect al Legii Educației Naționale pentru profesorii debutanți, care vor avea un cuantum al salariului egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat. Cum vor deveni profesori? În 5 pași. Un prim pas este absolventul programului de formare inițială care se desfășoară în universități și susține la final un examen de certificare în cadrul acestei instituții de învățământ superior. Absolvenții învățământului superior care nu parcurg formarea inițială dedicată carierei didactice vor putea să acceadă totuși în sistemul de învățământ pentru cariera didactică după obținerea unui atestat de promovare a probei de examinare a cunoștințelor teoretice de pedagogie pentru debutul în stagiatura didactică, un examen organizat de o nouă instituție care se va înființa și anume Centrul Național de Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică. Pasul 2. Absolvenții care au promovat examenul de certificare sau au obținut atestatul eliberat de Centrul Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică se pot înscrie la o procedură de repartizare în vederea efectuării stagiaturii didactice la nivelul unei unități de învățământ. Procedura de repartizare va fi realizată la nivel județean de acea nouă instituție care se va înființa în urma reorganizării inspectoratelor școlare, numită Direcție Județeană pentru Învățământ Preuniversitar. Și are în vedere inclusiv criterii referitoare la nevoile unităților de învățământ, adică criterii care vor fi stabilite de consiliile de administrație ale unităților de învățământ. Al treilea pas, în urma repartizării, cadrul didactic stagiar încheie un contract individual de muncă pentru perioada stagiaturii didactice, care este de un an, fiind îndrumat de un profesor mentor și salarizat, așa cum spuneam mai devreme, la nivelul profesorului debutant, cu un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat. Următorul pas, al patrulea, adică la finalul stagiaturii didactice de un an, cadrul didactic stagiar susține examenul de licențiere pentru cariera didactică, ce cuprinde două componente. Un raport de evaluare a stagiului practic, evident raport întocmit de mentorul cadrului didactic stagiar și un examen scris. Următorul pas, susținerea concursului național unic pentru titularizare. Angajarea pe postul pe care l-a ocupat în perioada stagiului didactic sau pe un alt post, se va face în urma susținerii unui concurs național unic organizat de Direcțiile Județene pentru Învățământ Preuniversitar.
după care se poate încheia un contract de muncă pe perioadă nedeterminată între directorul unității de învățământ și cadrul didactic respectiv. Ceea ce este ca o noutate, este că profesorii, în urma susținerii concursului național unic pentru titularizare, vor putea ocupa și jumătăți de normă, care în prezent nu sunt publicate pentru angajare pentru perioadă nedeterminată, ci numai posturile complete, întregi. Un alt element important, consilierul școlar. În școli vor funcționa compartimente de asistență psihopedagogică. În cadrul acestor compartimente vor putea fi angajați în funcție de nevoile unităților de învățământ profesori logopezi, profesori psihopedagogi și consilieri școlari în vederea orientării școlare a elevilor. Pentru că elevul trebuie să fie protejat de abuzul emoțional, profesorul care va abuza elevul este sancționat cu desfacerea contractului de muncă și timp de 10 ani nu va mai avea dreptul să exercite calitatea de profesor. O altă noutate în ceea ce privește resursa umană se referă la conducerea unităților de învățământ. Pe lângă directorul și directorul adjunct, care există și în prezent, se înființează o nouă funcție și anume aceea de director administrativ, care se va ocupa cu serviciile suport din unitatea de învățământ, utilități, curățenie, dotări, reparații, astfel încât directorul și directorul adjunct se vor ocupa numai cu procesul educațional. Se instituie obligativitatea parcurgerii unui program de formare inițială de către managerul școlar, adică directorul și directorul adjunct, în prima săptămână de la preluarea mandatului educațional, indiferent dacă acesta a mai exercitat sau nu o funcție de conducere a unei unități de învățământ. Managerul școlar care exercită primul mandat de management va fi consiliat în activitate de un mentor pentru management educațional. Și aș putea să enumăr câteva instituții care se înființează prin noul pachet legislativ. O primă unitate, o primă instituție, unitate executivă pentru suport, mentenanță și asistență tehnică pentru digitalizare, instituție publică cu personalitate juridică, cu finanțare de la bugetul de stat și din venituri proprii, cu responsabilități în două direcții. Formarea utilizatorilor de tehnologie digitală din Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar, și cea de-a doua direcție, digitalizarea proceselor și asistență în furnizarea de soluții pentru probleme informatice la nivel hardware sau software, în condițiile prevăzute de lege, inclusiv prin folosirea unor colaboratori externi angajați pe bază de contract civil, experți IT, remunerați conform legii. Instituția de care vorbeam mai devreme, Direcția Județeană de Învățământ Preuniversitar, direcție publică deconcentrată, aflată în subordinea Ministerului Educației, care va avea atribuții în ceea ce privește inspecția de specialitate, organizarea de sistem, gestionarea mobilității personalului didactic, evoluția în carieră, adică gradele didactice, și titlul științific de profesor emerit și alte atribuții administrative privind organizarea procesului de învățământ. O altă instituție, Autoritatea Națională pentru Inspecție Școlară și Asigurarea Calității, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației, care va funcționa, instituție în cadrul căreia va funcționa o Comisie Națională pentru Inspecție Școlară, cu prerogative de verificare a respectării normelor de etică și deontologie profesională de către cadrele didactice. Ca atribuții principale acestei instituții, Inspecția Școlară Generală a Unităților de Învățământ Preuniversitar, Inspecția Tematică și Evaluarea Calității,
respectarea, asigurarea respectării normelor de etică și realizarea procesului de evaluare a calității. O altă instituție care se va înființa, Centrul Național de Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică, în subordinea Ministerului Educației, având ca scop formarea continuă, adică după formarea inițială din universități, formarea pe tot parcursul vieții și a carierei didactice a personalului didactic. O altă instituție, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutul pentru Științele Educației, prin preluarea activităților și structurilor specializate de la Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație. Centrul Național pentru Învățământ Profesional și Profesional Dual, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației, este o altă instituție publică cu personalitate juridică prin reorganizarea Centrului Național de Dezvoltare și a Învățământului Profesional și Tehnic, care se desființează. Vă mulțumesc, doamnă inspector școlar general adjunct. La sfârșit, bineînțeles că vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Dacă îmi permiteți, o să mai punctez eu încă două subiecte de interes pentru județul Bacău. Primul subiect se referă la autostrada 13, un obiectiv atât de important pentru județul nostru. Și al doilea subiect se referă la compania regională de apă, respectiv la gestionarea, la modul în care este gestionat proiectul finanțat din POIM la acest moment. În legătură cu A13, aș vrea să fac un mic preambul în care să amintesc băcăuanilor câtă preocupare exista în anul 2020, la sfârșitul anului 2019 și chiar și în anul 2021, din partea colegilor noștri de alianță de la Partidul Social Democrat din Bacău, pentru A13. Am asistat personal la numeroase interpelări adresate Guvernului României, în care Guvernul României era tras la răspundere în legătură cu finanțarea A13 din PNRR, spre exemplu, fapt ce ar fi presupus că întreaga lucrare se va desfășura până se va executa până în anul 2026. Și în fine, o avalanșă întreagă de solicitări, de adrese, de tricouri cu A13, măști și alte astfel de accesorii. Ori astăzi când discutăm, constatăm că există foarte multe liniște în ceea ce privește A13 și fac astăzi această discuție pentru că în foarte puțin timp s-ar fi terminat cele 26 de luni pe care Search Corporation le avea la dispoziție pentru a finaliza studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Contractul cu Search Corporation, firmă mult lăudată pe la diferite conferințe de la Consiliul Județean, dacă vă amintiți, a fost atribuit în luna mai a anului 2020 și iată că astăzi când discutăm, această societate comercială nu a livrat nimic. Astăzi nu avem nici proiect tehnic, nu avem nici studiu de fezabilitate, nu avem nici măcar un amărât de certificat constatator negativ, despre care tot am auzit că s-a discutat. Certificat constatator negativ care odată atribuit unei firme, măcar o împiedică pe viitor să participe la procedurile de achiziție publică și să mai provoace de servicii beneficiarilor. Bineînțeles că a fost invocat conflictul din Ucraina,
creșteri de costuri și așa mai departe, dar aș mai menționa faptul că până la 24 februarie 2022, data la care a început conflictul din Ucraina, au trecut mai bine de 80% din lunile aferente acestui contract, ori gradul de execuție al contractului este unul infim. Am participat ieri la o ședință a CNAIR-ului legată de proiectele de infrastructură din Moldova. La acea ședință s-a luat decizia, sau cel puțin asta e opinia de moment a CNAIR-ului, să fie scos la licitație doar studiul de fezabilitate, urmând să se liciteze ulterior proiectul tehnic împreună cu execuția lucrărilor. Trag un semnal de alarmă pentru că în legătură cu acest dezastru pentru județul Bacău, care se numește A13, constat că nu e nimeni tras la răspundere. Trag un semnal de alarmă pentru că, uitându-mă pe pagina de Facebook a ministrului Grindeanu, observ cum Moldova, nu doar Bacăul, este o regiune complet uitată. Există tot felul de șantiere, există contracte care se atribuie în fiecare zi, dar în afară de tronsoanele aferente sectorului din A7, Ploiești, Buzău, care nici acelea nu sunt în regiunea Moldova, despre această regiune nu văd aproape nimic. Ba mai mult, am văzut o postare a ministrului Grindeanu din 19 iulie anul acesta, pe care o găsiți pe pagina lui de Facebook, și în care există o hartă potrivit căreia A13 se înțeapă direct în municipiul Bacău. Ori dacă ne uităm tot la anunțul Consiliului Județean, spre exemplu, din ianuarie anul acesta, când au și eliberat certificatul de urbanism pentru A13, o să observăm că A13 nu se înțeapă în Bacău, ci se înțeapă undeva înspre Parava. Deci îmi este foarte greu să înțeleg de ce Ministerul Transporturilor tratează cu atât de multă superficialitate subiectul A13. De asemenea, solicit public Ministerului Transporturilor să nu acorde mai mult de 6 luni de zile pentru restul de executat din SF, după ce am pierdut deja 26 de luni. De asemenea, mai solicit Ministerului Transporturilor să liciteze proiectul tehnic și execuție pe măsură ce sunt finalizate tronsoanele de SF, nu se aștepte să fie gata întreg studiul de fezabilitate, lucru care ar mai adăuga și alte luni suplimentare finalizării acestui contract. De asemenea, m-aș bucura să prioritizeze tronsonul care ocolește municipiul Onești și care ar fi unul dintre principalele tronsoane care ar sprijini transportatorii. Totodată, în legătură cu celălalt subiect pe care vreau să-l prezint, pentru că știți cum e, vine vara și o să discutăm mai puțin probabil despre apa din județul Bacău, sau Doamne ferește să nu discutăm mai mult cum s-a întâmplat și în alți ani, aș vrea să trag un semnal de alarmă, de data asta unul local, referitor la gravitatea excepțională legată de contractul POIM gestionat de Compania Regională de Apă Bacău. Spun asta pentru că astăzi când discutăm m-am uitat în SEAP și există numai puțin de 15 licitații ratate, dintre care cea mai dureroasă, bineînțeles, este cea pentru municipiul Bacău, care s-a anulat numai puțin de 4 ori.
Bineînțeles că toată lumea conștientizează explozia prețurilor la materiale de construcție. Nu există niciun dubiu că ofertanților, constructorilor le e din ce în ce mai greu să participe, dar nimic nu împiedică compania regională de apă să-și facă temele și să actualizeze la valori reale, la valori adevărate, aceste contracte. Vreau să spun și aici atrag atenția doamnei manager Nina Chiper de la CRAB că suntem foarte aproape să ratăm implementarea din POIM a acestor proiecte, ceea ce va însemna pierderea banilor europeni, chiar și în situația în care ele vor fi fazate, dacă vor fi fazate pe alte programe operaționale, cum ar fi programul operațional dezvoltare durabilă, banii pe care statul român ar fi putut să-i atragă prin programul operațional infrastructură mare pe acest proiect, spre exemplu, vor fi pierduți. Eu cred că ar trebui să punem foarte clar în discuție măsura în care managementul companiei regionale de apă își face treaba sau nu și-o face și în măsura în care și alții decât mine sau și alte partide decât Partidul Național Liberal concluzionează la fel că suntem foarte aproape să ratăm acest proiect atât de important, probabil că se impun măsuri și legate de schimbarea managementului acestei companii. Există tot felul de fumigene în piață legate de proiecte mai mărunte, cum ar fi, spre exemplu, rezerva de apă despre care am tot citit, dar dacă ar fi să păstrăm proporțiile, rezerva de apă e un proiect de 3-4 milioane de euro, pe când proiectul mare despre care discutăm și urmează să există riscul de a fi ratat, este un proiect de 400 de milioane de euro. Ca să nu mai vorbim că între timp, dincolo de tot acest ping-pong care văd că se întâmplă pe tot felul de subiecte între Consiliul Județean și Primăria Municipiului Bacău, până la urmă înțeleg că rezerva de apă e foarte bună, a fost până la urmă recepționată, dar doresc să atrag atenția și Consiliului Județean și Primăriei Municipiului Bacău că doar cu astfel de fumigene probabil nu o să ajungem prea departe. Solicit conducerii CRAB și în special doamnei Nina Chiper să ne comunice de îndată care este procentul de realizare a lucrărilor la conducta care vine de la Stejarul la Bacău, unde contractul a fost atribuit în 2021, ar trebui să fie gata lucrările în 24 de luni, 36 cu tot cu lucrările de punere în funcțiune a instalațiilor și am mari emoții și în legătură cu acest contract, în condițiile în care acesta a fost atribuit aceleiași companii care a lucrat și de la Stejarul și până la Valea Uzului și știm cu toții câte probleme are acest contract. Dacă îmi permiteți, o să citesc foarte repede toate licitațiile ratate de CRAB. În acest moment Buhuș, Blăgești, Racova se desfășoară a treia oară, Măgura Nicolae Bălcescu, Filipești, anulată de două ori, Dărmănești, Târgu Ocna, Târgu Trotuș, Dofteana, anulată de două ori, Bârsănești, Măgirești, Zemeș, anulată de două ori, Gârleni și Hemeiuș, anulată de două ori și așa mai departe. Sunt trei pagini de anunțuri, acestea sunt doar anunțurile de licitație, care au fost anulate. Timpul trece în defavoarea cetățenilor municipiului Bacău, care ar putea să beneficieze de servicii mai bune. Timpul trece în defavoarea României, care pierde banii europeni cu sutele de milioane din pricina incompetenței. Eu am să mă opresc aici cu aceste subiecte. Dacă aveți întrebări, fie pe ce am discutat noi până acum, fie pe orice alte
subiecte care ar putea să fie de interes și în măsura în care putem să răspundem, bineînțeles, vă stăm la dispoziție. Hai să continuăm din bombă dintre Consiliul de Țean și Primărie. Ați tratat un subiect, spitalul. Ce e acolo? Deci pe asta s-a făcut. La spital este cel mai mare ping-pong de până acum. Dacă în legătură cu CRAB discutăm despre servicii mai bune sau mai proaste pentru cetățenii județului Bacău și discutăm despre apă și canalizare, în legătură cu Spitalul Municipal discutăm despre viața oamenilor care ar fi putut să beneficieze până acum de această infrastructură spitalicească și nu o fac. Spitalul municipal este obiectul unei mari divergențe legate de proprietatea acestui obiectiv și țin să menționez din capul locului că pentru Partidul Național Liberal, că e proprietar Consiliul Județean sau că e proprietar municipiul Bacău, este foarte, foarte puțin important. Tocmai din acest moment, cu speranța că vom putea să avansăm cu aceste lucrări, Partidul Național Liberal, spre exemplu, atunci când a existat o propunere din partea Consiliului Județean de a se implica mai mult în sensul în care să dobândească proprietatea clădirii și noi, cu speranța că vom avea și un follow-up, vor veni și chestii ulterioare, bineînțeles că nu ne-am opus. Până acum, repet, în afară de o polarizare pe spinarea Băcăuanilor între Consiliul Județean și Primărie, pe subiectul Spitalului Municipal n-am văzut nimic. Și aici aș mai vrea să fac încă o afirmație, pentru că am văzut în spațiul public că Spitalul Municipal nu înaintează din cauza USR-ului și din cauza PNL-ului. Vreau să fac o afirmație foarte clară, pe care am mai făcut-o și cu alte ocazii, și să amintesc băcăuanilor că în județul Bacău, primăria municipiului Bacău este condusă de către USR și Consiliul Județean Bacău este condus, e adevărat, de peste 30 de ani, de către PSD. Ori nu înțeleg de ce uneori este tras de urechi și Partidul Național Liberal, care în ceea ce privește municipiul Bacău, în afară de ce pot face 5 consilieri locali din 23 și un viceprimar, mai mult de atât n-avem ce face. M-am mirat să văd că PNL-ul ar avea vreo vină în legătură cu Spitalul Municipal, pentru că, să știți, eu n-am văzut niciun proiect de hotărâre inițiat de vreun PSD-ist, că sunt și PSD-iști în Consiliul Local, e adevărat, mai puțini, la fel cum putea să existe un proiect de hotărâre inițiat de vreun alt, orice alt consilier local, prin care clădirea spitalului, dacă se dorește acest lucru, să treacă la Consiliul Județean. Și atunci, probabil, ar fi existat o astfel de dezbatere și în Consiliul Local. Ceea ce pot spune despre spital este că în mandatul Partidului Național Liberal, în mandatele Partidului Național Liberal, Spitalul Municipal a fost lăsat la un procent de execuție de 75%. Mai pot să vă spun că după acest lucru, sub conducerea celui mai incompetent primar pe care Partidul Social Democrat și Bacăul l-a avut vreodată, respectiv Cosmin Necula, lucrările n-au avansat mai mult de 3% în decurs de 4 ani de zile, iar astăzi spitalul în continuare se zvârcolește și nu se identifică soluții, pentru că nu discută, de fapt, primarul Viziteu cu președintele Consiliului Județean Ivancea, că sunt sigur că dacă s-ar închide cei doi într-o cameră ar găsi o soluție, dar pentru că băcăuanii încă mai sunt receptivi la astfel de fumigene și un astfel de ping-pong și cred ei probabil că mai pot fi duși de nas încă o dată, probabil că întrețin în mod artificial un scandal care n-ar trebui să existe. Ceea ce vă pot spune despre Spitalul Municipal este că după ce am discutat cu premierul României, după ce am discutat cu colegi de-ai mei
din Guvernul României, pot să spun că și în situația în care Ministerul Sănătății nu va include Spitalul Municipal în lista acelor spitale care vor fi finanțate din PNRR, eu nu cunosc acea listă, dar din ce înțeleg, se lucrează încă la ea în Ministerul Sănătății în timp ce discutăm noi, dar chiar și în acea situație, eu sunt convins că Spitalul Municipal va beneficia de sprijin financiar din partea Guvernului României, va exista posibilitatea finanțării acestuia, la fel cum se vor finanța și alte spitale, printr-o finanțare de la Banca Europeană de Investiții. Și în ceea ce mă privește și înțelegând cât de importantă este sănătatea băcăuanilor, eu sunt foarte optimist că într-un timp foarte scurt, Spitalul Municipal va putea fi finanțat fie dintr-o sursă de finanțare, fie din cealaltă, cu speranța că până atunci, bineînțeles, vom clarifica toate chestiunile birocratice și administrative legate de cine este proprietarul clădirii, cine îl administrează, sub ce entitate și așa mai departe, lucruri absolut minore, în opinia mea, în comparație cu finanțarea efectivă a acestui spital. Mai vreau o clarificare, pentru că eu nu înțeleg asta cu licitațiile anulate. Adică, te întreb, s-a licitat la Bucu și Racova, da. Nu s-a prezentat nimeni, nu? Da. S-a reluat licitația. Exact. Păi nu se identifică o problemă, cum scoți la fel, scoți aceeași chestie, nu? Din motive care îmi scapă, nimeni nu spune că nu există riscul să greșești. Poate nu e foarte clară documentația, poate prețul la care ai scos-o la licitație nu e unul atractiv. Poate tipul lucrărilor este unul care face pe ofertanți să nu se prezinte, fie că sunt în oraș unde e bătaie mare de cap sau orice alte motive. Dar asta nu înseamnă că poți să ratezi licitație după licitație, pentru că la fiecare anulare cineva trebuie să tragă niște concluzii și să înțeleagă de ce a fost respectiva licitație anulată, de ce nu s-a prezentat nimeni, pentru că e clar că e o problemă. Ori să o scoți la nesfârșit, a patra oară, în anumite situații, timp în care prețul la materiale aproape că se dublează și timp în care băcăuanii au servicii proaste de apă și canalizare, asta se numește incompetență, pe scurt. Păi eu cred că rezolvarea cea mai simplă este un nou management la Compania Regională de Apă Bacău. Altă soluție nu-mi vine în minte în momentul ăsta, pentru că m-am lămurit cu ce au făcut până acum. Dacă mai sunt alte întrebări... Eu am scris, nu mai știu dacă s-a făcut sau nu, dar știu că mult timp a fost blocată procedura de începerea lucrurilor, nu mai știu, pentru că primăria Bacău n-a făcut expropiere. La un moment dat și primarul viziteau anunța că va lua măsuri, va sancționa, va... Da, mi-amintesc, mi-amintesc discuția. Cei care au blocat, dar se pare că pe el ar trebui să se dea. El fiind cel care a blocat,
Eu pot să admit că în astfel de blocaje, de foarte multe ori există o culpă comună, pentru că există și alte instituții și autorități care ar trebui să-și facă treaba, iar în ceea ce ne privește, pot să spun că domnul viceprimar Miroșanu nu are atribuții în legătură cu acest proiect, alminteri și atribuțiile pe care și proiectele pe care le-a asumat în trecut, cum ar fi demolarea garajelor, ele au fost imediat piratate de către primarul Viziteu, care, în fine, are un obicei în a culege ideile bune pe care colaboratorii domniei sale le au și de a le fructifica din punct de vedere electoral. Partidul Național Liberal uneori votează proiectele primarului Viziteu, alteori nu. S-au întâmplat situații când nu am asigurat întotdeauna majoritatea în Consiliu, când au fost proiecte care nu erau în interesul cetățenilor, și eu cred că putem să răspundem în limita celor 5 consilieri din 23, la fel cum și alte partide politice răspund în limita numărului de mandate pe care l-au în Consiliul Local și în limita a ceea ce decidem noi. Repet, noi ne manifestăm totuși și ne rezervăm și dreptul de a nu asigura la nesfârșit și în orice condiții o majoritate doar de dragul unei majorități, ca să nu mai spun faptul că o majoritate alături de unii oameni care sunt responsabili pentru punerea pe chitucea acestui oraș, și mă refer aici la domnul Necula, despre care amintesc ori de câte ori am ocazia că mai nou este mâna dreaptă a primarului Viziteu, lucru inexplicabil în continuare pentru mine cel puțin și pentru Partidul Național Liberal. Deci, repet, în viitor o mai vedea ce o mai face. Noi răspundem și noi în dreptul nostru, dar am clarificat faptul că nu ne ocupăm nici de conducerea Consiliului Județean, nici de conducerea primăriei municipiului. Deci inspectoratele școlare județene, așa cum există ele acum, vor intra în reorganizare. O parte din atribuții se vor crea, se va crea mai întâi acea direcție pentru învățământ preuniversitar, direcție județeană pentru învățământ preuniversitar, care va prelua o parte din atribuțiile pe care le are acum inspectoratul școlar în ceea ce privește managementul. Iar inspectorii școlari de specialitate vor intra în acea direcție județeană care se va organiza în urma reorganizării ARACIP-ului, Agenției Naționale, Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar. Și se vor face acele inspecții generale pentru menținerea calității, pentru menținerea acreditării unor specializări, pentru continuarea activității unor unități de învățământ. Deci este reorganizare și niciodată nu s-a spus de la nivelul Ministerului Educației Naționale că ar fi vorba despre o desființare a inspectoratelor școlare județene. Practic rămân același număr de inspectori cu atât. Nu, asta nu pot să spun acum, pentru că organigrama pentru noile instituții ce urmează a fi înființate va fi dată de către Ministerul Educației după aprobarea legii și după consultările pe care le avem acum. Deci nu se știe dacă vor mai fi făcute angajări sau eu de câte știu de ani de zile, când se iniția o reorganizare la o instituție, se relua procesul de examinare și încadrare a
Adică, și modalitatea. Acum vor trebui să dai examen din nou, cei care vor veni din afară pentru a completa schema, clar vor da examen. Deci, fiind vorba despre o reorganizare a inspectoratului școlar, personalul, atribuțiile, patrimoniul vor fi preluate de noile instituții, cu tot cu personal, în limita organigramei și a numărului de posturi care va fi comunicat de Ministerul Educației, în subordinea căruia vor fi noile instituții create. Cred că ați vorbit despre acel lucru pedagogic, la care în cazul unor foști studenți absolvenți, lipsește. Da, este vorba despre pregătirea personalului didactic. Observ că e o procedură destul de grea ca să poată deveni cineva și cadru didactic. Că e anul ăla care trebuie să facă mentora sau să trebuie să facă stagiatura respectivă, plus examene, plus nu știu ce. Nici acum nu e ușor și a fi profesor nu trebuie să fie un lucru ușor, ci trebuie să se gândească la faptul că profesorul este o meserie sau meseria de profesor trebuie să fie una de calitate înaltă și atunci accesul nu e neapărat ușor. Urmează să lucreze cu elevi de la vârsta antepreșcolară, așa cum ați văzut, și creșile au trecut în subordinea inspectoratului școlar, mă rog, ca și unități de învățământ, adică de la 3 luni la 6 ani în învățământul cu educație timpurie, învățământ antepreșcolar și preșcolar, cu elevi de învățământ primar și clar că, așa cum știm cu toții, inclusiv eu, sunt părinte, e adevărat, are 32 de ani și știm ce mult contează calitatea și înclinația cadrului didactic pentru elevi. Dar pe timpul anului de stagiatură, sau cum s-a numit, da, maestru, au fost prea multe informații. Ce va face? Cadrul didactic va avea o jumătate de normă, va preda la clasă, va asista la orele cadrului didactic mentor. Sub urmarea mentorului din acea unitate de învățământ, care la rândul lui va avea, așa cum prevede acum proiectul de lege, o să vedem cum o să iasă în final, după ce va fi votat, o reducere a normei didactice, astfel încât să se poată ocupa de profesorul stagiar. Bun, și profesorii suplinitori unde se regăsesc? Nici acum nu se regăsesc profesorii suplinitori. Deci, noțiunea de suplinitor nu se mai folosește de mult. Acum avem cadre didactice calificate și cadre didactice fără studii corespunzătoare postului pentru acele posturi, catedre care nu se ocupă până în ultima ședință organizată de inspectoratul școlar. Cadrele didactice calificate în urma susținerii concursului de titularizare sunt repartizați în unitățile de învățământ în urma ședințelor de repartizare și se încheie contracte de muncă în funcție de tipul de notă pe care o are. De exemplu, chiar astăzi avem ședință publică pentru repartizarea candidaților care au obținut la titularizare și note și, evident, medii mai mari decât 7. În ședința publică, cadre didactice sunt nominalizate de comisie în ordinea descrescătoare a mediilor și din lista publicată, încă din 11 mai, cu posturi pentru angajare pentru perioadă determinată, își aleg un post. Sau nu își aleg. Și apoi pot fi repartizați. După ședința de astăzi, toate posturile devin pentru angajare pentru perioadă determinată, sunt repartizate cadrele didactice în ședințele ulterioare și în baza deciziei de repartizare încheie cu directorul unității de învățământ un contract de muncă pentru perioadă determinată. Deci sunt ceea ce numim generic, ca suplinitor, sunt cadre didactice calificate care au un contract de muncă pentru perioada determinată. Am o întrebare, am tot citit și n-am înțeles. Cum va fi salarizarea? Pentru că mie mi se pare ambiguă. Dacă aveți mai multe date, salarizarea profesorilor. Referitor la salarizarea profesorilor, singura
precizare din legea educației se face numai la profesorul debutant. Pentru celelalte cadre didactice vor rămâne pe legea salarizării unice a personalului angajat în instituțiile publice. Adică mediu brut pe economie. Da. Hmm? Asta pentru profesorul debutant. Am și o întrebare. Formalismul ăsta din învățământul pe care sunt evaluate cadrele didactice. Învățători, educatori, profesori, leagă ca mecații să apară în presă cu orice șotron, fără nicio importanță pe care îl organizează, că să-și pune un dosar acolo în care sunt sigur nu se uită nici naiba. Legea asta schimbă cumva din temelii modul în care sunt evaluate cadrele didactice, pentru că eu chiar nu mă sunt confortabil că unii sunt evaluați după niște comunicate apărute într-un ziar. Nu cred că aia e important pentru activitatea în cadrul didactic, că evident că nu e loc pentru toți să apară în presă. Și atunci, poate unii fac lucruri bune de care nu știe nimeni și pe care nu le apreciază nimeni, pentru că nu au loc în dosar. Acum nu știu la ce dosar faceți referire, pentru că există mai multe tipuri de evaluare. Evaluarea anuală, care este reglementată printr-o metodologie, da. Evaluările pentru obținerea, pentru mobilitatea personalului didactic, bănuiesc că și aici, și nu bănuiesc, sigur, și aici există probleme. Toate acestea nu sunt reglementate în lege, ci vor fi reglementate prin metodologie aprobate prin ordin de ministru. Acum, așa cum spuneați, faptul că fiecare publică în ziar, de exemplu, pentru evaluarea anuală a cadrelor didactice, din suta de puncte pe care trebuie să o atingă, nu au decât un punct sau două pentru promovarea unității de învățământ. Sunt și alte activități pe care trebuie să le desfășoare cadrul didactic pentru a obține punctajul necesar pentru calificativ foarte bine. Cred că în orice instituție de stat, personalul este evaluat. Centrul ăsta național de formare profesională, sau cum se numește, are sediu în București sau deci va trebui fiecare să meargă acolo să se depună? Probabil că va avea sediu în București, fiind o instituție în directa subordinea Ministerului Educației. Deci va presupune neapărat drumul până acolo fiecare candidat. Și care va avea și direcții județene cu certitudine, pentru că va avea în subordine ceea ce va rezulta în urma organizării casei corpului didactic. Lavinia Miseria. Da. Vorbează cele 4-5 examene din cadrul bacalaureatului. Amintează faptul că ultimul notat cu E, da, proba E, nu e obligatoriu sau nu e... Da, nu este considerată ca probă pentru obținerea bacalaureatului. Este o probă facultativă. Deocamdată în propunere scrie că este o probă facultativă, cu siguranță va fi opțională pentru candidați, dar cred că va conta pentru admiterea în învățământul superior. Deci câștigul participării? Nu este menționat, dar probabil că acesta va fi câștigul participării. Ați spomenut mai devreme că este sancționat comportamentul violent al profesorilor. Legea vine cu ceva, să zicem, de a reglementa. Există și la ora asta, dar nu funcționează. Drept dovadă agresiunile care au loc între elevi în nivelul școlilor în România. Este o realitate. Bullying este o realitate în școlile din România. Legea aduce completări? Sau, mă rog, aplicări ale legii să sancționeze un astfel de comportament? Adică este o realitate. Este o realitate, într-adevăr, și acum nu știu dacă chiar nu se aplică, în schimb nu poate fi soluționată la nivelul unor instituții în afara unității de învățământ, pentru că unitatea de învățământ, cea care este angajatoare, poate să cerceteze disciplinar un angajat. De acord cu dumneavoastră, dar trebuie dovadă presa abundă de astfel de cazuri, din păcate.
Iar urmările care rămân asupra copiilor abuzați nu trebuie să încerc. Motiv pentru care s-a decis ca la nivelul fiecărei unități de învățământ să se constituie acele cabinete psihopedagogice. Bine, acum numărul de psihologi școlari este destul de redus. Un psiholog are în școlar, are în subordine uneori chiar 3-4 unități de învățământ. Chiar dacă, conform legii, numărul maxim de elevi pe care poate acționa este de 600 de elevi. Dar numărul de posturi... Un număr mai mare? În lege nu este prevăzut un număr mai mare, dar prin reorganizarea CJRAE, Centrul Județean de Asistență educațională, care funcționează acum, toți consilierii școli, deci toate unitățile de învățământ vor avea înființate astfel de posturi. Evident, în timp, să sperăm că și absolvenții de psihologie vor considera atractive aceste funcții din unitățile de învățământ, din toate unitățile de învățământ, nu numai din mediul urban. Dacă mai avem întrebări, dacă nu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această conferință și ne vedem data viitoare.